După ce în ultima perioadă au izbucnit incendii la mai multe spitale din țară, în această dimineață s-a dat alarma și la Spitalul de Psihiatrie din Cafnic. 71 de persoane au fost evacuate din unitatea medicală. Alarma s-a dat la ora 6:15. Incendiul a izbucnit la una dintre băile de la etajul al treilea. Pompierii băimăreni au intervenit în această dimineață pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Cafnic. S-au deplasat cu 3 echipaje de stingere, o autoscară, un echipaj de transport victime multiple, un echipaj de prim ajutor și 2 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță. În total au fost evacuate 71 de persoane, nu au rezultat victime. După ce încăperile au fost aerisite, persoanele s-au reîntors în saloane. Primarul Arșului Cafnic spune că incendiul ar fi pornit după ce unul dintre pacienți a aruncat o țigară în aerisirea băii de la etajul al treilea. În jurul orei, așa cum am spus, ora 5:05, un bolnav internat la Spitalul Psihiatriei din Cafnic a mers în toaletă în grupul social de la etajul 3 din camera unde era cazat și a aprins o țigară. Acesta a fumat țigara, iar după ce a terminat de fumat țigara sau o parte din ea, a aruncat țigara în grupul social și mai exact în aerisirea din grupul social existentă, acolo fiind vorba de niște conducte care asigură aerajul, acele conducte fiind o ventilație mare acolo, au luat foc. Și în acest sens, camerele, cele 2 camere care erau în stânga și în dreapta grupului social au fost afectate. Facem precizarea că personalul Spitalului Psihiatriei din Cafnic s-a autosesizat de urgență asupra incendiului, a apelat numărul de urgență 112 și au procedat la luarea măsurilor prevăzute de lege pentru protejarea pacienților, îndepărtarea lor din zona respectivă. Mai mult decât atât, Centrul pentru Situații de Urgență CSU Cafnic împreună cu SMURD sunt în aceeași locație, activează în aceeași locație. Au fost anunțați acestea în timp record, în mai puțin de un minut, lucrătorii de la SMURD și pe această cale dorim să le și mulțumim, în mai puțin de un minut de la crearea situației, deja aceștia au sosit la fața locului împreună cu lucrătorii CSU Cafnic și au procedat la stingerea incendiului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, focul a distrus bucăți din conducta de scurgere și 2 ventilatoare de aerisire.